Semnatarul contractului cost-volum rezultat pentru tratamentul fără interferon al hepatitei cronice virale C și cirozei hepatice C a transmis la CNAS lista laboratoarelor și centrelor de recoltare în care se vor efectua gratuit testările Fibromax, genotipare și viremile. Investigații necesare la întocmirea dosarelor pentru aprobarea tratamentului fără interferon, dar pacienții trebuie să fie atenți la un detaliu foarte important. Întocmirea dosarelor este posibilă și este agreată, să zicem, doar în momentul în care medicii prescriptori vor intra în posesia voucherelor. Deci voucherul este, cum vă spuneam, biletul de intrare al pacientului în acest sistem. În jurul datei de 26 octombrie, voucherele pentru aceste investigații vor ajunge la medici de specialitate care vor realiza prescrierea tratamentului și monitorizarea pacientului în următoarele centre din țară: București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Timișoara, Oradea, Sibiu și Târgu Mureș. Acest voucher va fi completat și va avea 3 exemplare, între care unul va fi adus de pacient împreună cu celelalte documente pentru constituirea dosarului la Casa Mureș. Nu sunt acceptate dosare întocmite înaintea primirii acestor vouchere. În momentul în care a dobândit acel voucher, pacientul trebuie să meargă la laboratorul de analize pentru investigații. În Târgu Mureș, așa este, e un singur laborator. Lista laboratoarelor agreate a fost comunicată de producătorul acestei molecule, de semnatarul contractului. Laboratorul se află pe Bulevardul Pandurilor. Bineînțeles, medicii prescriptori vor ști exact, știu care este acest laborator și îi vor trimite pe pacienți acolo. Să nu se ducă să-și facă investigațiile decât în acele laboratoare stabilite, pentru că acolo nu plătește. Dacă se duce la un alt laborator, plătește, își cheltuie banii și noi nu luăm în considerare acele investigații. În urma analizelor medicale efectuate la laboratorul aprobat, se va constata dacă pacientul este sau nu eligibil. Pentru că este inuman să privezi un pacient care este eligibil în fața unui pacient care nu răspunde la acest tratament. Deci, noua moleculă, din testele și din experiențele precedente din alte state, este capabilă să vindece hepatita virală C, respectiv ciroza hepatică C. Și atunci vor intra în tratament doar acei pacienți care sunt eligibili, deci care răspund la tratament și care au posibilitatea să se vindece. Comisia de specialitate a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va analiza dosarele depuse în vederea aprobării și va verifica dacă acestea corespund criteriilor de eligibilitate. Pacientul primește medicamentele în momentul în care și-a completat acel dosar și este aprobat. Cât de repede se face dosarul, nu putem să influențăm noi. Decizia comisiei va fi comunicată pacientului de către Casa de Asigurări, unde acesta a depus dosarul.